și luând paharul, a adus mulțumiri și a spus: luați acesta și împărțiți-l între voi. Domnul Iisus a venit în această lume ca să împartă împărăția lui Dumnezeu cu noi. Nu a păstrat pentru sine gloria sa, ci din iubire și-a oferit propria viață ca gloria lui Dumnezeu să locuiască în noi. Să-L lauzi cu cuvinte, totuși să păstrezi doar pentru tine această pace, este o mare eroare. Să împărțim vinul nostru cu cel însetat și pâinea cu cel flămând este ceea ce cu adevărat îi place lui Dumnezeu. Sfânta împărtășanie a împărțirii, în această duminică, 16 mai, la ora 8 dimineața, la 10 dimineața și la ora 15, la Catedrala Credinței din București, de pe șoseaua Funde numărul 11 în sectorul 2, vis-a-vis de fostul supermarket XXL și la orice locaș al Duhului Sfânt din țară.